Vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, Raluca Turcan, crede că o eventuală renunțare la acest proiect s-ar face în defavoarea sibienilor. Ca un semn de desconsiderare față de Sibiu, pentru că acest tronson de autostradă este vital pentru înscrierea Sibiului pe rețeaua europeană de transport și în același timp reprezintă o bulă de oxigen pentru ce înseamnă mediul economic în Sibiu și în zonă. Totodată, Raluca Turcan cere demisia ministrului Dan Șova. Nu doar că ministrul Șova trebuie să-și dea demisia, dar trebuie să vină aici, în mijlocul sibienilor, să-și prezinte demisia și să le explice, uitându-se în ochii sibienilor, cum i-a scos din circuitul de transport și circuitul de facilități europene pe sibieni.